emisiune prezentată de School of Light. Astăzi mi-am propus să vorbim despre energia iubirii și a sexualității. Și am ales să vorbim și despre energia sexualității pentru că este un subiect foarte tabu în societate încă, deși aparent este prezent în aproape orice ne înconjoară, în orice film, în orice reclamă, la orice colț de stradă, folosindu-se pentru a ni se vinde un anumit produs sau serviciu, în realitate avem nevoie să integrăm într-o mai mare măsură acest lucru în viața noastră, pentru că de mii de ani am crescut cu niște taburi care ne marchează viața, ne limitează experiența, ne împiedică să trăim plenar această experiență a iubirii și am vrut să o demitizăm un pic pe de o parte. Pe de altă parte, ceea ce îmi doresc de la această emisiune este să înțelegem că atât iubirea cât și sexualitatea pot avea grade diferite de elevare. Vorbim despre o parte energetică, vorbim despre o parte nevăzută, pentru că atât iubirea cât și sexualitatea au niște energii ale lor, sunt potențate de anumite forțe. Am pregătit așadar pentru voi, pentru a vorbi despre energia iubirii și sexualității, 7 principii. Să vedem principiul numărul 1. Așadar, atunci când vorbim despre iubire sau sexualitate, vorbim despre niște forțe electromagnetice, vorbim despre niște polarități. Atunci când vorbim despre iubire și sexualitate, vorbim despre atracție și respingere. Și în lipsa acestor două componente, nu înțelegem foarte bine dinamica interumană, felul în care două persoane interacționează, de regulă de semn opus. Sigur că acum trăim într-o lume liberă în care relațiile dintre oameni sunt deschise, se vorbește și despre al treilea gen și așa mai departe în anumite societăți occidentale, însă tradițional înțelegem relațiile dintre bărbați și femei. În orice caz, înțelegem relațiile dintre o persoană care este cu semnul plus și o relație și o persoană care este cu semnul minus. Uneori, în cadrul cuplului, femeia este bărbatul și bărbatul este femeia. Știți acea vorbă din popor pe care o spun unii oameni la țară? Ce cântă la tine în casă, femeia sau bărbatul, găina sau cocoșul? Cu alte cuvinte, cine are energia dominantă, probabil masculină în cazul acesta, atributul dominației, și nu este obligatoriu ca plusul să fie la bărbat și minusul la femeie, înțelegând prin asta aceste semne de yin și de yang, ci este important ca unul dintre cei doi să aibă dominantă yin și altul dominantă yang într-o măsură suficient de mare, de accentuată, de polarizată, încât să existe atracție. Dacă în același cuplu sunt două persoane care au prea mult yin sau două persoane care au prea mult yang, atunci nu există suficientă atracție. Este o bandă de frecvență prea apropiată și pur și simplu lucrurile nu pot funcționa acolo. Fiecare dintre noi, bărbat sau femeie, avem în ființa noastră, atât la nivel energetic, spiritual, cât și fizic, energie yin și yang deopotrivă. Însă sunt niște
sunt niște proporții. În mod normal, dominanta ar trebui să fie apropiată de cea care este minoritară, să nu fie o discrepanță foarte mare. Pentru că nu este bine nici așa, este un paradox. Ai putea să spui, ok, vreau un bărbat macho sau o femeie foarte feminină și să se creeze niște extreme. Da, în filme dau bine lucrurile acestea, poate că dau bine și în viața de zi cu zi, la începutul poveștii, însă chiar dacă lucrurile funcționează bine pe partea erotică a relației, cel puțin în partea de început, s-ar putea ca dacă diferențele, spectrul este atât de mare între cei doi, să nu aibă pur și simplu punte de legătură. Faptul că un bărbat are suficient yin în el îi permite să aibă acea lungime de undă necesară, astfel încât să poată să și rezoneze cu femeia. Adică ai nevoie de atracție, ai nevoie de respingere, ai nevoie de comunicare. Și de aceea este bine ca proporțiile să fie undeva 65-35 sau 55-45, undeva în zona aceasta. Dacă te duci deja prea într-o extremă și ai 80% dominantă yang și 20% dominantă energie yin, ești mult prea dominantă yang, iar dacă se întâmplă să mai fii și femeie cu această structură de energie, lucrurile se complică tot mai mult. În orice caz, oricare ar fi situația energiei tale pe care ți-o poți evalua cu instrumente necesare, sigur, poți face diverse teste de personalitate la care, în funcție de ceea ce răspunzi, un psiholog își poate da seama, sau îți poți găsi chiar și tu pe internet un astfel de test de personalitate, îți poți da seama care este dominanta ta și cât de accentuată este acea dominantă. Însă, dincolo de acest lucru și de un instrument, să spunem, psihologic, pot exista și instrumente subtile pe care să le folosești, elemente de cunoaștere ezoterică. Însă, ce este important de știut este că aceste lucruri nu rămân constante. Nu înseamnă că dacă ai o anumită structură de energie yin-yang la începutul relației, ea se păstrează identică pe parcursul relației, pentru că fiecare dintre cei doi evoluează, atât tu cât și partenera sau partenerul de viață. Și este posibil ca aceste forme de evoluție să vă apropie sau să vă îndepărteze. Din o anumită perspectivă, trebuie să ai grijă să stai suficient de mult în propria ta energie yang, dacă ești bărbat, sau yin, dacă ești femeie, pentru a se menține polaritatea. Persoane care petrec exagerat de mult timp împreună, eventual au și serviciu de aceeași natură încât lucrează împreună, deci stau împreună și la serviciu, stau împreună și acasă, deci aproape că sunt 24 de ore din 24 într-o proximitate, e bine, biocâmpurile acelor persoane comunică în permanență, schimbă energii și ce se întâmplă într-o astfel de situație? E bine, într-o astfel de situație, polaritatea se pierde. Dacă se pierde polaritatea, se pierde și atracția, cel puțin pe latura erotică a ei. În ceea ce privește iubirea, lucrurile sunt ceva mai complicate. Aici ține de felul în care o ființă are grijă de propriul suflet, de propriul spirit, pentru a se conecta la surse de iubire superioare, supraordonate umanului, însemnând divinitatea, însemnând aspecte de creație umană care stimulează iubirea, însemnând muzică, artă, creație, orice expansionează ființa, însemnând acte de generozitate, de caritate,
Bineînțeles, dau un exemplu extrem apropo de Maica Tereza, care îngrijea leproși sau ființe cu alte boli foarte grave. Avea o formă de iubire pentru aproape la un nivel foarte mare și alimentat de aceste fapte bune pe care le făcea. Deci, funcție de grija și de antrenamentul în a lucra cu propriul suflet, folosind tehnici de meditație, folosind rugăciune, folosind orice alte forme, stat în natură, conectarea cu elementele naturii, înseamnă activarea energiilor iubirii. Și astfel încât să nu fii o apă stătută, să fii un izvor, iubirea să curgă prin tine spre celălalt. Alminteri, ai o doză de iubire, o consumi, pentru că se consumă ca și o mâncare, și după ce ai consumat-o, te uiți cu ochii goi la cealaltă persoană care se uită la fel la tine și constatați că nu mai aveți nimic de împărtășit. Așadar, iubirea este o energie care se întreține. Emisiune prezentată de School of Light.